era din Catrinescu. Suntem în compartimentul masculilor de reproducție. Avem un număr de 40-50 de perechi reproducători. Noi ne axăm mai mult pe categoria fond maraton. După cum puteți vedea, porumbei sunt văduve acum, sunt separați pe sexe. Așteptăm cu nerăbdare să începem noul sezon, perecherea lor și așa mai departe. Ce vă putem spune? Anul acesta am mutat crescătoria de unde o aveam la Budești, la Galicia. Ne-a fost puțin mai greu să învățăm bătrânii, dar cu mici eforturi am reușit să învățăm, să concurăm destul de bine și la fund și la maraton. Am încheiat 15 puncte la Maraton Grand Prix. Am încheiat 31 de puncte la fond Gold, unde sperăm să fim primii 20, să fim premiați. Demifond 25 de puncte, Demifond Yearling. Avem cupe pe județ aproape la majoritatea categoriilor. Chiar dacă, cum am spus, viteza de mifondul nu este specialitatea noastră, dar nu o neglijăm nici pe aceasta. Aici se află porumbei pe linia lui Nula Oreat și Clai Nejad, locul 1 internațional Barcelona cu locul 1 internațional Barcelona. Pe Rome, al lui Gelema, după cum știți, locul 1 olimpiadă la maraton. Jan Hoymans, pe linie de Hari. Porumbei de Drișca, care s-au pretat foarte bine la ruta noastră de zbor. Am fost foarte mulțumit de ei. Porumbei de George Osen, iarăși au concurat foarte bine în combinație cu porumbeii de Battenburg. Porumbeii de Alfons Klaas. Mai ținem porumbeii de Van de Bulk, care de-abia am adus, n-am apucat încă să testăm din ei, dar ei vom testa anul de urmează. Noi împerechem porumbeii de obicei în luna martie, 1 martie. Zburăm pui la natural, izburăm toate etapele din concurs, inclusiv derby-ul, care e foarte greu. Am zburat anul acesta 5.000 fonduri plus derby național Palanca, unde a fost un zbor foarte greu, dar s-au prezentat destul de bine. Am strâns cam câți aveam nevoie ca să completez lotul de zbor. Încep zborul amator cu un număr de aproximativ 100 de porumbei, nu mai mult. 100 sunt suficienți, chiar prea mulți, dar trebuie să-i testăm pe toți. Zburătorii noi împerechem tot în martie. Îi lăsăm să clocească decât. După aceea îi văduvim, nu scoatem pui din zburători. După cum v-am zis, zburăm văduvie. Ei vor fi separați pe sexe. Nu arătăm niciodată femelele înainte de etapă, mai ales la fund și la maraton. Prefer să-i bag la concurs cât mai calm. Folosim un amestec de mâncare de la Van Robay. Consider că este o mâncare foarte bună. În continuare vă prezint locul 1 la fondul de la Kalinivka.
un porumbel care a mai câștigat și anul trecut locul 1 pe lansare. Porumbel foarte bun. Este locul 2 la Font Palmares. Este un porumbel jumate Drișca, jumate Verkerk. Un porumbel cu o musculatură și o aripă aparte. Un porumbel pe care mă voi baza cu siguranță și la anul. Vă prezint locul 2 pe lansare la Derby Palanca Pui. Locul 2 pe lansare însemnând cu Vâlcea, Argeș și Gorj. Un porumbel foarte frumos la mână. Tata lui este Jojosen, iar mama este Batenburgă. Un porumbel care a venit în prima zi. Decât 3 porumbele au venit în prima zi, restul a doua zi. O etapă foarte, foarte grea. Au întâmpinat un vânt puternic la intrare în țară. Dar a avut voință să doarmă acasă. Vă prezint acum preferatul meu. Este un fiu din Nu Laureat și Căienejad. Amândoi câștigători de Barcelona. Un porumbel care deja a reprodus foarte bine în România. Chiar astăzi m-a anunțat domnul Francescu că este campion național la fond Matur Plus Iar Linci din acest porumbel. Nepot din el. Este un porumbel mediu la mână, bine închis, o aripă, după cum vedeți, extraordinară. Eu, la rândul meu, am o nepoată din el care a zburat anul acesta și anul trecut foarte bine. Are normă la toate categoriile și cred că ia vreo 6-7 cupe la nivel județean, să vedem cum va fi provincial și național. Sper să fie și acolo în top. Vă arăt un porumbel 100% Gabi Van den Abel. Este fiul din celebrul Rudy. Un porumbel care a reprodus bine, a fost fiul din el. Am avut loc 1 la fond cu aproximativ o oră avans față de celălalt, de locul 2. Un porumbel care merge foarte bine. În România foarte mulți au rezultate bune din porumbei de Van den Abel. În continuare vă arăt alt porumbel de maraton. Este vorba de fiu direct din Sumerian. Locul 1 internațional Barcelona și național Barcelona în 2017. Al zburat de Leon Rox. Un porumbel extraordinar, arată impecabil. Porumbel foarte frumos. Încă n-am apucat să zbor din el, să testez, dar sper că va reproduce foarte bine. Un porumbel foarte bun, care deja a reprodus foarte bine. Este fiul din Nu Laureat, locul internațional Barcelona și Rome, al lui Gelema, locul 1 la Olimpiada la maraton. Un porumbel foarte frumos. Porumbel foarte inteligent. Un alt porumbel de maraton este vorba de fiu direct din Special One, câștigătorul de la Barcelona
în anul 2015. Un porumbel foarte frumos, pe placul meu. Pe linia acestui porumbel deja au ieșit mulți campioni atât în Olanda, cât și în alte țări. Are referințe foarte bune Special One. Un alt porumbel de maraton este vorba Fiu Direct din Invictus. Invictus este locul 1 european la extrem long distance în 2015. Are linie de Jelema, se trage din Orion, celebrul Orion al lui Jelema. Un porumbel foarte frumos. O aripă puternică și foarte bună. Un alt porumbel de fond maraton este fiu din celebrul Rivaldo al lui Etienne DeVos. Nu știu dacă mai este în România, știam că mai este o femelă, dar nu știu dacă mai reproduce. Un porumbel de excepție. Anul acesta am făcut din 3 porumbei, 2 dintre ei mi-au făcut în urmă Asfond, iar Lynch, au clasat foarte bine. El de asemenea a mai reprodus pentru alți crescători foarte bine, în top 5 național la fond.